Ministerul Educației a decis că numărul de elevi în clasele de început de ciclu în învățământul liceal cu frecvență la zi se va reduce de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv dual, precum și pentru filiera vocațională, profil sportiv, teologic, pedagogic și învățământ liceal de arte, și de la 28 de elevi la 26 în clasă pentru filiera teoretică. Luna trecută a fost transmis la monitorul oficial Ordinul de Ministru pentru aprobarea metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat. Evidența efectivelor de preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. Având în vedere modificările promovate, activitățile specifice mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar privind constituirea, încadrarea și vacantarea posturilor didactice au fost decalate corespunzător. Astfel, inspectoratele școlare au avut termen să transmită până în data de 1 februarie 2021 la Ministerul Educației. Proiectele planurilor de școlarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.